Bine v-am regăsit! Sunt Ada și vă aduc recomandările City Guide pentru astăzi. Începând cu ora 18 la Arenele Romane, se dă startul primei ediții a festivalului intercultural Baroforo. Evenimentul îl are drept invitat pe celebrul artist Goran Bregovic și Wedding and Funeral Orchestra alături de Maharaj Banda și Gypsy Casual. Goran Bregovic este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști balcanici, legătura sa cu România fiind foarte strânsă. Cu o carieră de peste 45 de ani, a cucerit cu muzica sa ascultători de pe întreg mapamondul, colaborând cu artiști celebri și compunând pentru filmele sub regia lui Emil Custurița. De la ora 20 pe terasa Berăriei H o puteți asculta pe Ianca. Ianca este Anca Elena Petcu, fostă concurentă la Vocea României în echipa lui Tudor Chirilă. Artista a revenit pe piața muzicală după un an de pauză și speră ca stilul ei să fie apreciat de cât mai multă lume. De curând, Ianca a lansat alături de Global Records videoclipul piesei Jungle, regizat de Khaled Mukhtar. De la ora 21 pe terasa Mall Promenada din București se pune în scenă piesa Bullets Over Lipscani, în cadrul festivalului Hai Sus. Spectacolul transformă novela lui Woody Allen într-o comedie alertă plină de ritm, în cheia clasicilor film noir americane ale anilor 40. Cele două personaje principale, detectivul și tânăra femeie misterioasă care îl angajează pentru a-l găsi pe Dumnezeu, mitraliază replici cu aceeași ușurință cu care gloanțele scapă din revolverul ascuns, fie în buzunarul trenciului de detectiv, fie printre blănurile studentei care schimbă mereu identitatea. Frate, mamă, tată, cuscră, metodologie. Acestea au fost recomandările City Guide. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!